Dați-mi voie să vă prezint agenda de azi, dar numai înainte de asta să vă spun faptul că, evident, și astăzi în ședința de guvern s-a discutat despre tragicul atentat de la, sau atentate teroriste de la Bruxelles. Și guvernul și-a manifestat încă o dată îngrijorarea și revolta față de un asemenea eveniment. În consecință, în memoria victimelor atentatelor teroriste de la Bruxelles, Guvernul României a hotărât declararea zilei de 24 martie, zi de dolul național pe teritoriul României. Drapelele instituțiilor oficiale, la instituțiile oficiale, vor fi coborâte în Berna și se solicită posturilor de radio și televiziune, precum și instituțiilor de cultură, să-și adapteze programul în mod corespunzător acestei zile de doliu. Este un semn de omagiu și de solidaritate.